Conferință de presă maraton cu jurnaliști de carton la Palatul Cotroceni, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Alături de mine în această seară, cu totul și totul specială, se află fostul președinte al României, Traian Băsescu, alături de care voi încerca să analizez cele mai importante subiecte ale zilei. Vom avea, sunt convins, dezvăluiri în premieră. Ce știe domnul Băsescu despre românii exportați la muncă? Ce informații de culise are fostul președinte al României despre violențele de stradă, dar și care este acum riscul major pentru populație, mai ales în contextul, hai să spunem, ușoarei relaxări pe care a anunțat-o domnul președinte Iohannis începând cu data de 15 mai. Profit de ocazie și îl salut pe domnul președinte Băsescu, nu vă mai fier. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, bine v-am regăsit! Bine ați revenit, domnule președinte! A fost o seară lungă la Palatul Cotroceni. De mult n-am mai văzut o asemenea desfășurare de forțe. Din nefericire, lipsesc multe răspunsuri esențiale. Încercăm să le aflăm împreună în această seară. Și haideți să vedem cum vede domnul președinte. Hai să clarificăm un lucru. Vă rog. Președintele nu era obligat să dea mai multe răspunsuri decât a vrut să dea. N-am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere. Deci... cred că nu-i putem reproșa mare lucru. Hai să începem să vedem ce ne-a anunțat domnul președinte Klaus Iohannis în legătură cu presupusa relaxare care, de fapt, dacă mă întrebați pe mine, seamănă foarte mult cu ceea ce numim acum izolare și care ne scoate din minți. Un scurt rezumat al precizărilor făcute de domnul Iohannis și aș vrea să le comentăm împreună, domnule Băsescu. Eu am menționat că după 15 mai anumite restricții vor fi reduse, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți. Nu am atins maximul în România și o relaxare prematură ar fi fundamental greșită și poate să distrugă toate rezultatele bune pe care le-am obținut până acum. Pericolul nu a trecut. Pericolul nu a trecut și este nevoie în continuare de maximă atenție. Faptul că din 15 mai este posibil să relaxăm anumite măsuri nu înseamnă în niciun caz că revenim la viața noastră normală pe care am avut-o înainte de epidemie. Deci 15 mai, dragii mei, nu înseamnă o revenire bruscă la normalitatea pe care am cunoscut-o. În realitate, experții ne spun că nici nu știm când vom reveni la o viață normală, așa cum o știm noi de dinainte de pandemie. Vor rămâne foarte multe restricții în vigoare. Nu vom putea să ne întâlnim decât maximum câte trei. Nu vom putea o vreme destul de bună să ieșim, de exemplu, la restaurant sau la mall. Nu vom putea, imediat după 15 mai, nici măcar să plecăm din localitate, decât dacă avem un motiv foarte serios. Domnule președinte, ori domnul Iohannis v-a ascultat ultimele intervenții, ori v-ați consultat după ce a anunțat marea relaxare de la 15 mai. Înțeleg că, de fapt, marea relaxare e o foarte mică relaxare, care e foarte posibilă, nu și extrem de probabilă, și care e estimată pe baza nu știm ce, pentru că experții nu știu nici ei. Nu am înțeles de ce nu e 13 mai sau 27 iunie. Domnul Ciutacu, eu cred că a fost o greșeală anunțarea relaxării pe 15 mai și ideea că s-ar putea ridica starea de urgență. România este într-o situație dificilă. Dificilă, în primul rând, pentru că nu știe care e situația îmbolnăvirii propriei populații. Nu s-au făcut suficiente teste pentru a exista o hartă a riscurilor, o hartă a distribuției infectării cu acest virus a populației ca atare. Orice decizie este hazardată. Orice decizie în afara menținerii stării de maximă exigență poate să creeze probleme extraordinare. Eu știu că populației nu place
și vreau să înțelegeți foarte bine, nici nu sunt un antemergător al guvernului care să pregătească terenul pentru măsuri. Însă de la bun început, încă de când nu trecuse virusul din China în Europa, vorbeam de nevoia unor măsuri foarte dure. Nu se pot trata epidemiile altfel decât cu izolare. Păi, în contextul în care dumneavoastră ați clamat și ați clamat de la bun început necesitatea închiderii aeroporturilor. Mulți v-au contestat ideea. Da, mi-au spus că-s cinic, da. Așa. Și ați avut mai multe astfel de, hai să spunem, propuneri de acțiune guvernamentală. Am susținut închiderea imediată a școlilor, m-am susținut izolarea, am susținut carantina. Aduceți-vă aminte că veneau și îi trimitea acasă să se autoizoleze. Și eu strigam, închiriați hotelul și băgați-i în carantină. Pentru că așa se procedează într-o situație de epidemie sau pandemie. Nu există variante ca să diminuezi impactul asupra populației și aici nu suntem într-o situație de gripă. Știți, pentru gripă se știe tratamentul. Pentru acest virus nu se știe tratamentul. Păi, nu vă supărați pe mine, domnul președinte, dar nu sunt nici două luni de zile de când nu se știa tratamentul și același președinte al României ieșea zeflemitor, ne ruga politicos să schimbăm, din telecomandă postul de televiziune pe care vorbesc panicoșii pentru că domnia s-a demitizat gripa. Da, da, știu povestea. Știu că a fost un atac la mine, cum a vrut să fie și în seara asta. Sunt unii care cer mai multe teste și până la urmă a sfârșit și dânsul recunoscând că trebuie să făcute mai multe teste. Este nepermis să nu ajungem la un 20.000 de teste pe zi, ci făcute pe regiuni cu o apreciere foarte clară a eșantionilor care, cu sau fără voia lor, sunt testate. Și în contextul în care însuși președintele României recunoaște că nu are o fundamentare științifică de la specialiști. Domnia sa a spus, domne, nu am... N-are de un toate. Pa așa, și atunci de ce 15 mai? De ce nu 13 sau 27 iulie? Aici este eroarea pe care eu o reproșez public. Au fost întotdeauna o tendință populistă, a existat și la domnul Iohannis și la liberali. Și această tendință îi face uneori să repeadă, după care vin cei din jurul lor și le spun, domnul președinte, știți, nu prea știm cum stăm în țară cu boala, scârție de răspândită. Nu prea știm unde sunt zonele de mare risc, știm de Suceava. După mine e prea puțin ce știm. Și nu acestea sunt toate focarele. Uite, eu m-am uitat la un lucru elementar. S-a anunțat acum câteva zile că s-au făcut 9.000 de teste, din care 5.000 au fost teste repetate pe cetățeni care au fost tratați, iar 4.000 pe subiecti noi. Rezultatul a fost 400 de bolnavi. Da. În altă zi s-au făcut doar 3.000 pe populație și 5.000 pe cei care repetau testele. Și rezultatul a fost 300 și ceva de bolnavi. Nu știu de contaminați. Da. Nu știu dacă putem spune că sunt suficient de limpezi ca demonstrație aceste teste. Dar ori de câte ori se fac teste pe populație pentru prima dată, se cam ajunge la 10% dintre cei testați sunt afectați de virus. Dacă avem curaj să extindem la nivelul țării, din 19 milioane, nu ne ies 100.000 de
oameni atacați de virus și ne ies vreun 1.800.000, 900.000. Riscurile sunt foarte mari. Iar acest... Eu... M-a fost probabil și formația profesională. Întotdeauna pui rău înainte. Ei drumul critic și știi că trebuie să-i faci față. Ei situația cea mai dificilă. Aș pleca de la premisa că am 1,5 milioane de infectați în momentul de față, cu perspectiva de a extinde această molimă, această epidemie. Și atunci aș fi extrem de prudent în a relaxa măsurile. Domnule președinte, apropo de relaxarea sau nu a măsurilor, însuși președintele României în exercițiu spune că și domnia s-ar simți nevoia, mă rog, greu împins de la spate, spune că ar simți nevoia mai multor testări și că într-adevăr ar fi bine să facem mai multe. În plus față de asta, 80% din măsurile planului ăla ipotetic scris de străinul Cercel, vacanța mare, sunt deja aplicate sau în curs de aplicare de guvernul României. Și atunci întrebarea mea e, de ce mai goniră pe omul ăla din fruntea Comisiei Vieții? Nu, e dificil de spus, dar să știți că nu discutăm de nu știu ce funcție. Fusese președinte peste o comisie pe care oricum nu o lua în seamă nimeni. Păi nu, dar a făcut o execuție ritualică, că știm amândoi cum să fac ăstea. Și întrebarea e de ce? A fost urât să ataci un om de care vrei să scapi de la nivelul președintelui și al premierului, știi, prin... mimetist, premierul a simțit nevoia să-l atace și dânsul. În realitate, uitați-vă unde are dreptate Cercel, că nu vreau să iau lucrurile în general. Știm de drama de la Galați, căminul de la Galați, da, unde vieții bătrâni, pensionari care sunt cazate acolo, au sfârșit toți prin a fi infectați cu coronavirus. Acesta. Acum 3 zile s-a anunțat că în căminul de bătrâni de la Ruginoasa sunt 54 de bătrâni infestați. Aici cel avea dreptate. El spunea așa în acel material, că bătrânii trebuie scoși și izolați. Ce înțelegea prin asta? Închiriezi un hotel, să aibă fiecare din acești bătrâni, să aibă propria lui cameră. Nu să stea în dormitoare comune pentru a evita îmbolnăvirea în masă, în cămine. Nu s-a făcut și, după cum vedem, infecția pătrunde în căminile de pătrâni ca flama. Mulți din ei vor pieri pentru că nu s-a luat această măsură pe care Cercel a schițat-o. Mă rog, de ce a fost dat afară? Pentru că avea altă părere decât... mai mari zilei. Cercel era pentru testările masive și aduceți-vă aminte că voia să pornească o testare pe, da, 10.000 de oameni în București. Și era rău, vă întreb, strict administrativ, era rău, domnul președinte? Nu era, era extrem de util. Un eșantion de 10.000 de oameni în București era extraordinar de util pentru concluzii cu privire la boală. Din păcate și doamna Firea și-a pierdut energia, așa, după ce probabil a primit vreun semnal, stai, doamnă, liniștită și vezi că nu te întrebăm nici de banii de la firmele înființate, nu te întrebăm nici de pensionarii trimiși în Grecia în vacanță, te lăsăm în pace, vezi de treabă. Nu te băga în testări. Bun, dacă tot nu facem testări, o să facem alegeri, domnule președinte. Încă nu se știe când, pentru că președintele Klaus Iohannis își exprimă speranța că alegerile locale și cele parlamentare s-ar putea organiza în această toamnă, însă șeful statului a ținut să sublinieze că totul depinde de evoluția pandemiei. Asta pentru că domnia sa nu va tolera să avem alegeri dacă nu se pot ține în siguranță. Haideți să-l ascultăm pe domnul președinte Iohannis. Important este, după părerea mea, să facem alegerile atunci când nu reprezintă un pericol pentru populație.
Eu nu o să fiu de acord să facem alegeri atunci când epidemia încă există și sunt un număr semnificativ de bolnavi. Eu îmi doresc să reușim în această toamnă să avem și alegeri locale și la termen, spre sfârșitul lui noiembrie, la începutul lui decembrie, alegeri parlamentare. Dar dacă nu se pot ține în siguranță, atunci vor trebui amânate. Nu voi tolera în niciun caz să avem alegeri sub semnul epidemiei. Un pic înainte să ne îndemne să schimbăm canalul, că sunt unii care bagă panica în populație, același domn Iohannis convoca partidul pe care l-ați fondat împreună cu celelalte partide parlamentare la consultări în vederea alegerilor anticipate care erau musai necesare, domnule Băsescu. Da, de asta România a știut că viață n-a luat măsuri și n-a vedea că virusul din China vine către Europa. Dar acum optica s-a schimbat. În orice caz, abordarea pe care o are acum președintele este absolut corectă. Nu poți să ceri pe de o parte izolare, iar pe de altă parte să spui și acum mergeți la vot. De regulă la vot este o oarecare aglomerație și se întâlnesc oamenii când merg la urne. Da, dar vă amintesc că școlile n-au fost închise în primă fază din motiv de alegeri locale, domnule Băsescu. Aș vrea să vă aduc aminte că strigam de două săptămâni, închideți școlile, închideți școlile. Inclusiv în emisiunea asta. Iar lucrurile astea sunt contradicțiile oamenilor care încearcă să pună interesul de partid sau interesul personal pe primul plan. Și pe urmă vine și lovește viața și trebuie să schimbe planul. Pentru că virusul ăsta a schimbat planurile de anticipate. Iar acum nu mai este convenabil să organizeze alegeri așa de repede și mai târziu sau cât mai târziu cu putință. Dar pe fond, președintele are dreptate. Nu poți într-o situație de epidemie să trimiți populația la urne, pentru că înainte de a o trimite la urne trebuie desfășurată și o campanie. Cu cine vorbesc candidații? Cu stâlpii de pe stradă? Cu câinii vagabonzi? Cui se adresează ei dacă populația e în izolare? Da, da. Un om cu viziune ar fi bănuit că populația va intra în izolare mai repede sau mai târziu decât preconizează el. Mă gândesc, nu știu. Bun. Că de-aia acum, nu suntem toți președinții ai României. Viziunea nu e o calitate care se măsoară. Și o constat doar așa, o ai sau nu ai. Nu spune nimeni că nu e nicio condiție de câștigare a alegerilor prezidențiale să ai viziune. Că trebuie să ai asta altceva. Unul dintre subiectele de controversă majoră ale momentului, domnule președinte Băsescu, este exodul masiv de forță de muncă ieftină din România către țările, hai să le spunem, cu apă caldă la robinet. Iar domnul președinte Iohannis a simțit nevoia, sau mă rog, a fost obligat de cursul întrebărilor să răspundă la o întrebare care privește modul absolut bizar în care s-au comportat autoritățile din România în această criză, pentru că este și aceasta o criză. Aș vrea să ascultăm răspunsul domnului Iohannis și să-l comentăm împreună, mai ales într-un context din ce în ce mai încordat, în care conațional de-ai noștri se îmbolnăvesc pe capete prin țările unde s-au dus să câștige o pâine albă. Oamenii care pleacă, sezoneri, majoritatea pleacă fiind sub contract din partea unor agenții economici, nu sunt organizați de stat. Se pare că la început au existat probleme organizatorice. Pe parcurs ele au fost remediate, dar este clar că la început au fost greșeli și cei care au greșit vor trebui să plătească. Au fost greșeli de organizare. Din informațiile pe care le deținem, atunci când au fost probleme, oamenii au fost tratați. Dar avem iarăși experiența de la începutul crizei, când, din păcate, și nu vreau să dau exemple de țări, chit că ar merita unii,
unii au fost pur și simplu lăsați pe drumuri. Și atunci am organizat noi, mai exact Ministerul Afacerilor Externe, a organizat transporturi speciale pentru acei români ca să-i aducă acasă. Acum cred că am învățat cu toții multe lucruri din această criză și consider că astfel de situații nu se vor repeta, dar pot să vă spun că a fost pentru noi și pentru cei vizați la momentul respectiv o mare dezamăgire că o țară care i-a chemat, i-a folosit, au muncit acolo, i-a scos pur și simplu pe stradă să se descurce singuri. Acum avem un control mai bun asupra lucrurilor, inclusiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu reprezentanțele noastre diplomatice, se preocupă pentru a verifica contractele și respectarea contractelor. Eu am înțeles că oamenii aia sunt sub contract cu niște agenții și cu niște agenți economici privat, dar nu agenții economici privat dau aprobare de zbor de pe aeroporturile românești în contextul în care țara e în stare de urgență și nu agenții economici privați scot oamenii și organizează transporturi pe care să nu le oprească poliția. Nu, aici aș face următorul comentariu, domnul Cetacu. N-aș fi pierdut ocazia asta să pun lucrurile sub control. Adică, până acum, nefiind măsurile acestea, cu interdicții, cu toate criteriile de izolare și așa mai departe, plecau de nu știa nimeni. Doar mă constatai când treceai prin state că e gol jumătate de stat. Deci, da, plecau fiecare pe cont propriu. Acum au fost nevoiți să organizeze transporturi speciale. Pentru că navele, aeronavele de linie nu mai zburau, autobuzele nu mai plecau, autoturismele aveau și ele probleme cu diverse destinații, funcție de zona din care veneau. Și atunci, beneficiarii și firmele de recrutare au organizat transport aerian charter. A fost o ocazie incredibilă pe care statul român a pierdut-o, să spună Sobjo. Ia, unde merge masa asta de români pe care dacă se întâmplă ceva noi trebuie să o sprijinim ca stat de cetățenie al lor? Păi uite, pleacă în Germania. Ia venim, băi, să vedem, ia, unde e firma care organizează și autobuze, și avioane, și de toate, iar autobuzele nu le oprește nimeni de la Suceava până la Timișoara, știi? În condițiile în care alții erau amendați că au ieșit după ora 10 cu 10.000 de lei, deci a plătit banciul de la P1. Era un moment foarte bun pe care statul român l-a ratat, cel puțin public, dacă nu cumva, a fost un aranjament, dați-le drumul să treacă. Nu cred că, având atâta poliție și atâta armată în drumurile naționale, autobuzele alea n-au fost oprite de nimeni și nu li s-a întâmplat nimic. Măcar unul opreau. Am făcut o socoteală din 1800 de oameni când erau la Timișoara. La Cluj. Trebuiau 36 de autocare. 36 de autocare și niciunul oprit, e o chestie. Dar, lăsând acest lucru deoparte, venim în zona, de ce statul român n-a spus, ia stați puțin, în ce condiții plecați voi, fraților? Hai să vedem contractele, hai să vedem dacă primiți același salariu ca nemții, hai să vedem dacă aveți asigurare de sănătate, hai să vedem dacă aveți contribuție la pensie. Pentru că asta e una din marile probleme. Au fost lăsate lucrurile așa, să meargă mai departe și nu numai pentru germani, și pentru Marea Britanie și, din câte știu, pentru săptămâna viitoare sunt câteva zeci de avioane charter care vor veni să ia muncitori de la otopeni, pot deosebi. Dar o să vă spun o întâmplare. Vă rog.
care iarăși arată un lucru. Duminică am vrut să plec să ajung la Bruxelles pentru o ședință foarte importantă a Comisiei de Securitate și Apărare a Parlamentului European. Mi-am luat un bilet, singura companie cu care se merge era o companie low cost. Am ajuns la 5 dimineața în aeroport și am parcurs toate culoarele alea, nu era stipenie de om. Parcă eram în altă lume, într-o lume de-asta pe care o vezi în filmele lui Hitchcock, iar din 5 în 5 minute erau anunțurile care cred că mergeau pe automat ale aeroportului către pasageri, nu stați la distanță mai mică de 2 metri între voi. Am ajuns însă în zona de ambarcare. Acolo erau 140 de oameni, deci avionul la capacitate. Și am observat 10-15 oameni care aveau măști. Nu erau rău îmbrăcați. 10-15 din cât? 15 din 140. Din 140? Din 140, da. Dar numai puțin, să vedem. Am sperat, pentru că eram un om care urma să urce în avion. Am sperat că odată cu deschiderea boardingului, fiecăruia o să-i se ia temperatura și o să primească o mască de la companie. Ca măsură elementară, pentru că are obligații pe timpul transportului. Nici de cum. Am rămas ultimul și am renunțat să mă urc în avion. Nu v-ați urcat? Pur și simplu am renunțat să urc în avion, din motive de securitate sanitară. Și, un avion recirculă aerul pe care îl respiră toți pasagerii. Aerul condiționat este în circuit închis. N-aveai nicio certitudine că măcar un gest elementar a făcut compania să protejeze de răspândirea infecției. Dacă unul din cei 140 era purtător de virus, până în Danemarca, unde era destinația, toți 140 ar fost purtătorii virusului, da, datorită recirculării aerului. Dar, domnul Ciutacu, problema este următoarea. De ce nu a fost niciun reprezentant al DSD-ului, Direcția Sanitară Veterinară, care să spună, stai, pleacă 140 de oameni. Astea sunt niște condiții pentru români. Dacă sunt în spații publice să poarte o mască, dacă stau toți, le luăm temperatura, nu poți să faci grupări mai mari de 3 oameni și acolo erau 140 înghesuit într-o zonă de 60 de locuri, ca să fim clar. N-a venit o autoritate românească să spună, sau autoritatea aeronautică, care chiar dacă nu este meserie, are autoritatea să oprească un avion. Să fi spus proprietarului, nene, nu pleacă până nu le pui la dispoziție măști și le iei temperatura. Să faci un minim că virusul nu se răspândește între cei 140 de pasageri. În condițiile astea n-am urcat în avion. Deși biletul era plătit, nu... Asta e. Păi, în condiții normale, dacă venea miliția, va amenda pe toți, că ați depășit grupul de 3 acolo. Nu, eu n-am stat în mijlocul grupului, am trecut pe lângă el și m-am dus după ce a început ambarcarea. Spre surprinderea mea, reprezentantul companiei nu distribuia măcar o mască de aia de hârtie. Exact. I-a spus o întrebare, l-ați întrebat politicos, cum sunteți de obicei, dacă n-are ceva să reproșeze? Eu am pus alții, știi? A spus că nu se mai repetă. Domnul președinte, vreau să vă întreb așa strict la nivel personal.
că dumneavoastră sunteți, după standardele ăstora care dau ordonanțe militare, în grupa aia de maxim risc. Vă simțiți, nu știu, mai bine psihică v-a dat voie Vela să ieșiți între 7 și 11 dimineața din casă și mai pe seară așa pe întuneric? Domnul Ciutacu, măsura e bună din punct de vedere al securității cetățenilor, pentru că nu-i poți obliga pe toți să fie conștienți de riscul pentru ei. Uite, eu ca om care are peste 65 de ani, mă simt într-un risc mai mare decât un tânăr. Dumneavoastră sunteți un tânăr vârstnic, sănătos. După ce am citit studiul străinul Cercel, sunt și eu în categoria a doua de risc, deci sunt pe urmele dumneavoastră. Vă sfătuiesc să vă considerați în risc dacă sunteți din categoria a doua după Cercel. Da. Eu sunt un om pe care viața l-a împins către 69 de ani. Mulți înainte. O să o mai fac pe Flăcău. Domnul președinte, vorbeați de securitatea persoanei, a cetățeanului obișnuit. Da. Securitate care poate fi și de natură sanitară, dar poate fi și de natură fizică. Ce am văzut dinaintea Paștelui și până în ultimele zile în România, apropo de securitatea cetățeanului, pe mine m-a lăsat absolut interzis și am văzut și eu suficiente la viața mea. N-am văzut, hai să spunem, o medie, o... Deci, ori pe de-o parte, miliția și-a luat rolul în serios mai mult decât ar fi trebuit să-i permite legea și momentul istoric pe care îl parcurge și a rupt cu bătaia la ei, ori pe partea ailaltă s-au suit ei cu picioarele pe forțele de ordine și nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Vedeți câteva imagini de la proverbialul moment de la Săcele, spre exemplu, unde cei doi polițiști se uitau printre uluși și se întrebau unul pe altul dacă ar fi momentul să tragă timp în care ăia rupeau. Avem pe de altă parte, dacă vreți, și imaginile de la Bolintin cu șeful ăla de post care l-a rupt în picioare pe unul care zăcea lega pe jos și altceva în afară de a urla nu putea să facă. Nu putem să găsim, nu știu, o cale de mijloc, domnule președinte? Domnul Ciutac, uite, vă spun, uitați cum trag de poliție. Da. Da? Și ce mai corbim? Știți, eu mă pun imaginile astea în legătură cu un moment în care mi-a sărit toți în gât și m-a criticat pentru trecerea în strategia de securitate națională a luptei împotriva clanurilor țigănești. La oaltă cu mogulii de presă, dacă ne amintim bine. Nu, aia a fost cu... Nu cu mogulii de presă, nu le spuneam moguli, spuneam vulnerabilități. La adresa siguranței naționale. Riscuri, vulnerabilitate, nu risc. Da. Că una e riscul, ăla îl tratezi, vulnerabilitatea, ești atent la ea. Da, okay. Nu-i subiect, când vreți să o discutăm și pe asta. Dar aveți și imaginea de la Bolintin, unde omul a fost mai mult decât în exces cu zelul. Așa este. Însă... convingerea mea este că polițiștii ăștia nu s-au dus peste ei dacă nu le-au spus ceva măcar. Aici nimeni nu mă poate convinge că așa i-a cășunat la șeful de post și s-a dus să urce cu picioarele pe buradelul ăla. Păi da, da. Marea problemă este următoarea. Clanurile țigănești sunt extrem de periculoase. Ele n-au putut fi neutralizate. Deși a existat ca subiect în strategia de securitate națională, pentru că au dispărut din România. Nu le-a fost prea bine după ce s-a adoptat strategia și nu spun că din cauza asta, dar au plecat în Europa largă. Unde au făcut ce știu ei mai bine, au curat, au dat lovituri, au plecat cu bancomatele după ei, au făcut crime și aduceți-vă aminte de marea nenorocire cu soția unui amiral francez, lucru care ne-a pus o etichetă groaznică și multe altele. Acum, datorită izolării care a fost impusă
în toată Europa au trebuit să retragă acasă. Pentru că ar fi rămas pe stradă numai ei cu carabinierii, ei cu polițiști. Ceea ce nu era cea mai plăcută postură. Au venit acasă și cred că pot să fie stăpâni. S-au obișnuit cu bani, s-au obișnuit să fie agresivi, mai agresivi decât erau înainte. Și au următoarea problemă. Deși văd că polițistul are un pistol, el crede că e mai tare decât polițistul. Este o bătălie de a controla teritorii. Eu am văzut lucrul ăsta când am lucrat la Anvers. Sunt cartiere în care arăbești, în care nu poate intra poliția. Mergeți la Bruxelles și veți vedea că sunt cartiere în care poliția nu poate să intre. Anderlecht. Corect. Da. Ei, n-aș vrea ca țara mea să ajungă în situație. De acord. Însă, domnule președinte, legiuitorul a prevăzut un anume tip de măsuri. Dacă bătaia era bună, o băgau în lege. Nu, domnul Ciutacu, eu plec de la altă premisă. Frate, din clanul spartanilor sau al cui... Spartacus, asta e ultimul. Spartacus, așa. Știi că polițistul are pistol? Da. Și atunci de ce îl zic? De ce l-agresezi? Că pistolul ăla nu e ca să îl pună de decor. Pistolul ăla e ca să fie folosit în situația în care viața polițistului sau dacă el este agresat. Uitați de la Spartacus, acum, de pe stradă. Acum, că se nimerește în picior sau că îi tremură mâna și îi ajunge glonțul în frunte, asta e viața. Păi, vedeți dumneavoastră, domnul președinte, că în pajura aceea tremura lui unul mâna până a descărcat un încărcător întreg într-un bied nefericit. Depinde cât s-a considerat de agresat. În ce, cum a apreciat polițistul că este în situație de risc. Dom'le, nu agresezi omul armat, să fie clar. Asta fără discuție, da? Decât deci dacă nu-ți pasă de pielea ta. Când ai un om al legii, că-i polițist, că-i militar în exercițiu funcțiunii, nu te apuci tu să-l agresezi. Că dacă îl agresezi, pentru asta are pistolul ăla, să-l scoată. Și ce se întâmplă? Până la urmă, ia uitați-vă, cea mai mare democrație, și vedeți, agresează un polițist american și vedeți ce se întâmplă în secunda următoare. Nu un încărcător, două descarcă în timp. Da, dar eu pot să vă reamintesc și niște scandaluri uriașe cu poliția americană care a bătut cât un afro-american sau... Dacă l-ai pus în situație dificilă, să nu te aștepți să vină să te pupe pe frunte ca să-l premieze șef. Ci să te aștepți că va scoate pistolul și va face uz de el. Mai ales că sunt doi polițiști, se văd înconjurați de 10 oameni agresivi. Mai au și câte o bâtă în mână. Stai să aștepți să vezi dacă îți dă în cap cu bâta. Păi, spre exemplu, la Hunedoara, domnule președinte, am văzut un polițist care stătea și își lua capace după ceafă de la unul și se chinuia să închide ușa de la mașină, în mijlocul străzii. Pe la ce l-a împiedicat să fie Zorro și să scoată pistolul, spre exemplu? Pentru că sunt cazuri și cazuri. Frica, domnul Ciutacu, uite, vă spun, eram președinte, s-a întâmplat că un polițist a vrut să tragă la picioarele unui infractor, a ajuns glonț în piatra cupică și a ricoșat în burtă. Dacă îi lăsai șefii, îl făceau parcea. Le-am spus, bă, fraților, atâta timp cât a fost în pericol să fie lovit, ce vrea să facă polițistul? Când a scos pistolul, a luat-o ăla la fugă. Ăsta a tras după el pentru că, de fapt, ce se întâmplase? Intrase într-o casă, agresase niște bătrâni care dormeau. Polițistul a fost întâmplător în zonă, era în zorii zilei, era probabil un sectorist și omul când l-a văzut pe ăsta ieșind din casă și unul din bătrâni țipând, am reacționat ca orice polițist să prindă infractorul. S-a întâmplat
că infractorul a sărit întâi la gâtul lui, din disperare. Și atunci a reacționat și polițistul. I-a sărit glonțul în burtă. Trebuia pedepsit polițistul ăsta. Că altfel zice să nu faci uz de armă decât în mod excepțional. Cine stabilește excepționalul când ai unul care vrea să-ți dea cu bâtă în cap? Numai tu care ești în situația de a primi bâta în cap. Nu sunt pentru menajarea agresiunii față de polițist, față de militar în misiune. Sunt un adept al poliției care nu se lasă umilită nici de clanuri țigănești, nici de oameni peți, nici de oameni trei. Da. Asta e, dacă vreți, un subiect de o emisiune întreagă și în ce măsură ar trebui să se comporte statul și în condiții de pace, nu numai de stare de urgență în legătură cu clanurile astea, pentru că de foarte multe ori, domnule președinte, și-am dat inclusiv noi înregistrări, când unul din ei a bătut și striga a doua zi polițistului, bă, dacă îmi veneai la mine să-ți iei șpagă și țigări din curte, era bine? Domnul Ciutacu, și asta e altă realitate. Deci toate sunt bucățele de realitate care nu pot fi omise. Dar orice s-ar fi întâmplat înainte, în momentul în care ești violent cu un polițist, polițistul este absolut îndreptățit să facă uz de armă. Da, una peste alta, sigur, s-a ajuns și la amenințări la adresa familiilor polițiștilor și a polițiștilor. Știți cum e, de când cu Facebook-ul toată lumea e vitează și toată lumea se simte îndreptățită să aibă și o părere așa, și mai mult. L-am văzut pe nărodul ăla care amenința că el iese de la pușcărie și cu mitralieră, e pușcă. Ăștia sunt, dar să știți că au venit mai curajoși și mai agresivi din străinătate. Dar ce le-a dat curajul și agresivitatea, domnule președinte? Succesele, domnul Ciutacu, succesele din străinătate, din a tâlhări, din a fura, și au aici totuși poliția știe. Înțelegi? Problema lor este că dacă se duc în Italia, în Franța nu știe poliția. În timpul meu am avut ani de zile în care am dat polițiști români să patruleze cu polițiștii francezi la Paris sau în Italia la Roma. Deci era polițist român în gruparea de polițiști italieni sau francezi care urmăreau astfel de clanuri. Și pe baza unor înțelegeri ne-am dat polițiști români care și știau, erau polițiști din zona de unde provenea respectivul clan. Domnule președinte, aș schimba un pic registru când ne apropiem de finalul emisiunii și v-aș întreba ceva din zona de politică externă, pentru că dumneavoastră ați fost unul dintre puținii lideri politici marcanți ai omenirii ăsteia, care ați spus că, în conformitate cu informațiile pe care le aveți, liderul suprem nord-corean e Oale și Ulcele și că nu-i anunță ăștia momentan oficial decesul. La nivel mondial s-a păstrat o aură de mister și s-a generat oarecare controversă. Unii îl dau mort, alții îl dau ascuns inclusiv de spaima coronavirusului, iar americanii au trimis avioane de spionaj să-l găsească viu sau mort. Pe ce informații vă bazați noastră când ați spus la momentul respectiv că marele Kim a decedat? Deci nu putea fi lansat un astfel de zvon doar pe un joc tactic. Când vorbești de moartea unui șef de stat, nu-i... Acum, dacă mă înșel, asta e, mă înșel. Dar cum să lansezi un astfel de zvon despre un dictator? Șeful de stat al unei puteri nucleare, dacă nu mă înșel, nu? Exact. Deci n-ai cum să lansezi zvonuri nefondate pe chestiunea asta, ci este o realitate. Pe de altă parte, acțiunea logică este ca cei care gestionează puterea după ce liderul a închis ochii, trebuie să câștige timp.
pentru că e foarte greu, spre exemplu, să o numește acum pe sora lui Kim șef al statului nord-corean. Va trebui ca toate grupările alea de general să accepte treaba asta și va trebui să accepte o femeie. Vă dați seama? Deci Coreea are o armată de 5 milioane de oameni. V-ați uitat la manifestările lor politice, imaginile Putine care da. Ne arată stăli pline, cu general, de la, din primul rând până în ultimul rând, sunt general. Păi oamenii ăștia trebuie să accepte continuarea dinastiei cu o femeie. Nu le e ușor. Dar, dacă vor să nu fie război între ei, pentru putere, vor trebui să o accepte. Este probabil un proces de negociere internă în rândul celor care au puterea. Pe de altă parte, cred că puterea este foarte fragmentată în afară de puterea liderului suprem. În Coreea de Nord este greu să identifici o grupare care să spunem că deține putere și ar putea răsturna un sistem. De ce? Pentru că numărul de generali este foarte mare. Iar faptul că tot fiecare are puterea lui ca general a făcut să nu existe o putere unitară, ci fragmentată. Un general răspunde de o brigadă, altul de altă brigadă, altul de... La vedere marinare, sunt aliniați în spatele liderului suprem, da. Da, în afară de liderul suprem, nimeni nu ține tot sacul cu șoareci în mână. Și fiecare cu... Și atunci, puterea fiind atât de fragmentată între oameni care dețin putere, au nevoie de timp să stabilească dacă acceptă o femeie și dacă vor continua dinastia timp. Domnule președinte, în timpul mandatelor noastre ați fost contemporan cu micul Kim ăsta sau cu mijlociu taicăsu care... Și cu unul și cu altul. Și cu unul și cu altul. L-ați întâlnit pe... amândoi, da. I-ați întâlnit pe amândoi la reuniunile internaționale? Nu, i-am prins. Nu, dar de întâlnit v-ați... La vreun ONU, la vreun ceva? Nu, nu, nu. Eu n-am fost decât o singură dată la adunarea generală ONU. Este întâlnirea anuală cu da. Șefii de stat. N-am fost decât o dată, e experiență pe care merită să o faci o singură dată, în rest nu merită să treci oceanul ca să ții un discurs cu, la rând cu toți dictatorii din Africa, pentru că asta e. Și spui un discurs pe care oricum nu-l ia nimeni în seamă, nu-l consemnează nici istoria și nici nu influențează cu nimic deciziile lumii. Da, odată am fost, ca să nu spun că în calitate de șef de stat n-am fost la ONU. Da, și Coreea de Nord n-a avut atunci? Marele dictator n-a venit când a fost noastră? Da, n-a venit nici nu prea bine la ONU, din câte știu. Însă atunci știu că a vorbit Blair înaintea mea, după el am vorbit eu, ne-am urcat în avioane și am plecat, e egal. Domnul președinte, vă mulțumesc mult pentru seara asta pe care am petrecut-o împreună. Vă așteptăm cu aceeași plăcere oricât de câte ori considerați că aveți ceva de spus și, după părerea mea, aveți des lucruri de spus.